Salutare și bine v-am regăsit la FNews. Eu sunt Marius Doroftei de la aviațiamagazin.com și în acest episod vă propun o temă foarte interesantă. Vorbim despre memorandumuri de înțelegere. Nu adormiți încă, pentru că vă promit că va fi interesant și că va avea legătură cu aviația. Discutăm despre aceste memorandumuri de înțelegere pentru că recent Romaero și PZL Mieleț au semnat un astfel de memorandum de înțelegere care prevede înființarea unei facilități de MRO, se numește Maintenance and Repair, mentenanță și reparație pentru elicopterele Black Hawk. A fost transmis un comunicat de presă destul de alambicat, pe care mulți s-au grăbit să îl preia și să îl redea cititorilor lor în aceeași formă, fără să-l interpreteze în vreun fel, și de aici s-a creat imaginea aceasta greșită a faptului că România va putea repara, sau nu că va putea, va repara elicoptere Black Hawk și mai departe că va cumpăra elicoptere Black Hawk. Adevărul este cumva mai departe de această imagine. În esență, un memorandum de înțelegere nu înseamnă decât un acord între două sau mai multe părți că vor face ceva, că vor promova, că vor dezvolta, că vor face ceva destul de abstract din acest punct de vedere. Nu este o asumare contractuală fermă. PZL Mieleț și Romaero nu au semnat pentru înființarea acestei facilități de mentenanță și de reparație, ci pentru a se discuta pe viitor acest aspect, dacă, și aici este catchphrase-ul, aici este cheia, dacă vreți, dacă România va cumpăra elicoptere Black Hawk de la PZL Mieleț. Haideți să vorbim un pic despre memorandum și despre ce înseamnă. Am căutat o definiție și încerc să vă găsesc o definiție mai aproape de ceea ce se folosește în aceste documente oficiale. Am găsit pe site-ul Camerei Deputaților, sunt de fapt mai multe astfel de exemple de memorandumuri încheiate între diverse autorități naționale și internaționale. În esență, avem așa. Citez aici, obiectivul prezentului memorandum de înțelegere este de a promova și a dezvolta cooperarea bilaterală între părți. Iar de aici se duce mai departe spre ce înseamnă acea cooperare bilaterală. Practic, vorbim despre un acord prin care părțile se pun de acord, mă rog, este această repetiție, se înțeleg să promoveze acest obiectiv comun pe care îl au. Romaero și PZL Mieleț își doresc ca această facilitate de mentenanță și reparație să fie înființată la un moment dat și să repare elicopterele Black Hawk. De ce nu? De aici și până la a spune că vom avea elicoptere Black Hawk și că ele vor fi reparate la Romaero sau de această facilitate comună, este o cale foarte lungă, pentru că nu există niciun acord, repet, niciun acord contractual cu privire la înființarea acestei facilități despre care tot vorbim. Mai departe, în cadrul acestui memorandum de înțelegere se vorbește despre repararea și modernizarea, parcă, a elicopterelor Black Hawk pe care le va achiziționa România. Stai un pic, care elicoptere Black Hawk vor fi achiziționate de România? Ei, aici avem al doilea aha moment, dacă vreți. PZL Mieleț, care este parte a Sikorsky, care la rândul ei este parte a Lockheed Martin, deci PZL Mieleț este această fabrică de avioane, dacă vreți să-i spunem așa, din Polonia, a fost cumpărată de Sikorsky în 2007, dacă nu mă înșel foarte tare, ulterior Sikorsky a fost cumpărată de Lockheed Martin, gigantul Lockheed Martin cumva deține și fabrica poloneză, care însă lucrează sau caută comenzi pe cont propriu și pe cont propriu, pentru că are nevoie de ele, are nevoie de activitate, dacă nu vrea să fie redusă la o simplă facilitate de producere de componente. În momentul de față există o linie de asamblare finală a elicopterelor Black Hawk în Polonia, dar pentru că această linie de asamblare finală să funcționeze în continuare, este nevoie de comenzi pe care polonezii se chinuie să le obțină. Dacă vreți un exemplu oarecum asemănător, este vorba despre disputa pe care o au partenerii din cadrul programului Eurofighter. Știți că pentru Eurofighter sunt linii de asamblare în UK, în Marea Britanie, în Spania, în Germania și cred că și în Italia. Ei bine, aceste linii de asamblare naționale cumva
au produs avioanele pe care le-au comandat respectivele țări, dar pentru ca ele să aibă în continuare activitate și oamenii să nu înceapă să fie dați afară, să se piardă tot know-how-ul, trebuie să-și caute clienți la export. Iar acești clienți externi sunt căutați inclusiv cu guvernele naționale și așa mai departe. Deci nu se duce Airbus Defense, de exemplu, să caute clienți pentru Eurofighter și apoi decide facem 5 avioane în Spania, 5 în Germania și 10 în UK. Nu. Vine guvernul din UK sau Ministerul Apărării din UK sau o autoritate din UK care găsește un client interesat, să zicem Arabia Saudită, iar apoi dacă Arabia Saudită comandă 70 de avioane, cele 70 de avioane vor fi asamblate final la facilitatea din UK, nu vor fi împărțite între toate cele patru. Idem pentru avioanele Spaniei, pentru facilitatea din Spania, pentru cea din Germania și așa mai departe. Cam așa se întâmplă și cu PZL Mieleț. PZL Mieleț este parte a Lockheed Martin, corect, dar dacă vrea să producă în continuare, sau mă rog, să asambleze final în continuare elicoptere Black Hawk, are nevoie de clienți. Cum îi găsește pe acești clienți? Păi trebuie să se ducă spre ei, să-i convingă să cumpere produsele, iar apoi acele produse vor fi asamblate în Polonia, evident cu tot sprijinul Lockheed Martin, cu tot profitul care se va duce către Lockheed Martin și așa mai departe. Dar acordul acesta, acest memorandum de înțelegere, este semnat între Romaero și PZL Mieleț, nu între Romaero și Sikorsky, nu între Romaero și Lockheed Martin. Practic, România și Polonia au această afacere pe care vor să o dezvolte. Revenind la afacere, la elicopterele pe care polonezii, așa cum am scris și noi pe site, vor să ni le vândă, este vorba despre elicoptere Black Hawk, dar atenție, este vorba despre elicoptere Black Hawk civile, dacă pot să pun între ghilimele chestia asta, pentru că este vorba despre 12 elicoptere dintr-o comandă inițială, dintr-o propunere inițială pe care ne-au făcut-o polonezii pentru dotarea Ministerului de Interne. Este vorba despre elicopterele mediu-grele pe care Inspectoratul General de Aviație al Ministerului de Interne le caută deja de vreo câțiva ani. Elicoptere medii-grele pentru care se părea că nu există altă concurență în afară de Airbus cu H215M. Iată că vin polonezii, polonezo-americanii, spuneți-le cum vreți, v-am explicat despre ce este vorba și zic că pot să ne ofere Black Hawk, să vedem la ce preț, la ce costuri și dacă nivelul de echipare pentru aceste elicoptere va fi cel de care are nevoie România, care a fost solicitat în caietul de sarcini și așa mai departe. De ce nu a cumpărat Airbus până acum, de ce nu a preluat, mă rog, până acum această comandă, este încă un mister. Licitația aceasta a fost anulată, dacă țin bine minte, de 2 ori pentru că Airbus a refuzat să participe. Din câte am înțeles, francezii sau, mă rog, producătorul european Airbus Helicopters reclamă niște neconcordanțe sau niște probleme în caietul de sarcini. Practic, elicopterele pe care le propun ei pentru România nu au toate echipamentele pe care România le dorește, iar instalarea lor ar costa mai mult și ar reduce foarte mult din marja de profit. Eu cam asta înțeleg, pentru că noi ne dorim, de exemplu, imediat vă spun, pentru că am găsit aici niște informații destul de interesante cu privire la această licitație, spunea la un moment dat directorul general al Airbus România, cred că este vorba, Serge Durand, că elicopterele furnizate de Airbus ar trebui și în solicitarea României, ar trebui ca aceste elicoptere să aibă instalate radare perfecționate de căutare, radare care integrează numeroase moduri de lucru, cum ar fi ISAR, aceste care ei, francezii, consideră că sunt specifice aplicațiilor militare și că România nu ar avea nevoie. Practic, furnizorul de echipament îi spune clientului ce are și ce nu are nevoie. Repet, din câte am înțeles, ar fi vorba despre o problemă de costuri. Echipamentele pe care România le solicită pentru aceste elicoptere ar fi destul de scumpe. Dacă Airbus sau orice alt producător ar vinde elicopterele cu aceste echipamente instalate, marja de profit s-ar reduce considerabil. Ei spun că există aplicații civile la fel de bune pe care le folosesc servicii civile de genul căutare-salvare, așa cum este SMURD-ul, de exemplu. Le folosesc aceste platforme civile care sunt la fel de bune ca alea militare, doar că mai ieftine, mai accesibile și așa mai departe. Mi se pare cumva incredibil că un furnizor, repet, așa cum este, cum își dorește să fie Airbus Helicopters,
ar putea să impună clientului ce să cumpere și cum să cumpere. Este ca și cum te-ai duce la un dealer de mașini să-ți cumpere o mașină, ai spune că vrei să fie 4x4, să aibă portbagaj mare, motor de 2000 de centimetri cubi și o putere, nu știu, de 150 de cai putere, iar dealerul spune, nu, tu ai nevoie de un Tico cu motor de 0.9 cu 12 cai putere și cu un portbagaj în care poți să bagi o sacoșă de rafie. Și tu, client, ai putea fi obligat cumva, între ghilimele, să cumperi pentru că acela este singurul furnizor de produs pe care tu ți-l dorești. Iată că polonezii vin cu o ofertă sau o să vină cu o ofertă pentru că ea nu este încă concretă, nu este pusă pe masă. Există intenția polonezilor de a ne propune elicopterele Black Hawk fabricate, asamblate la Mieleț. Mai departe să vedem ce se va decide, care va fi costul, care va fi disponibilitatea României de a merge încolo, dar revenind la memorandumul de înțelegere, ideea este că acest memorandum de înțelegere nu înseamnă nimic concret. Este o manifestare a unei intenții a părților, Romaero și PZL Mieleț în acest caz, de a dezvolta ulterior, în moduri nu foarte bine definite, această facilitate. Practic, dacă România va cumpăra elicoptere Black Hawk de la polonezi, polonezii și-au luat acest angajament, care nu este unul contractual, repet, au făcut această promisiune, cred că așa este mai corect spus, au făcut promisiunea că în cazul în care vom cumpăra elicoptere Black Hawk, la Romaero va fi înființată această facilitate de mentenanță și reparații. Ea este pompos denumită pentru centrul și estul Europei. În mod realist, dacă vom cumpăra elicoptere și dacă această facilitate va fi înființată, se va ocupa doar de elicopterele noastre, pentru că, de regulă, fiecare țară sau, mă rog, cam orice client care cumpără, face o comandă mai sănătoasă, care nu și-a 3 elicoptere, vine și cu cerința de a le putea repara, moderniza și așa mai departe, pe plan intern, pentru că nimeni nu vrea să se ducă în afara țării să plătească unui alt furnizor aceste servicii. Dacă cumperi foarte puține elicoptere, dacă vrei să cumperi 4 elicoptere, nu este rentabil din punct de vedere și viabil din punct de vedere financiar să ai o astfel de facilitate, pentru că te costă mult mai mult să ții specialiști în țară pe care nu vor avea de muncă tot timpul și să faci aceste servicii in-house, decât să te duci la un client extern, cum este să-ți trimiți cele 4 elicoptere în Polonia odată la 2-3 ani, să ți le repare polonezii, este mult mai ieftin. Cam asta este ideea. Noi, dacă vom merge pe această idee de a cumpăra Black Hawk, vom avea această facilitate, hopefully, în ideea în care cele două părți se vor ține de cuvânt. Memorandumul de înțelegere, ca să revin la el pentru ultima dată, nu înseamnă, repet, nimic concret, iar ca un exemplu cât se poate de clar, memorandum de înțelegere există semnat între Airbus Helicopters și IAR Brașov. De fapt, sunt mai multe memorandumuri de înțelegere între cele două părți. Ultimul viza înființarea acelei linii de asamblare finală a elicopterelor H215M de la Brașov. Din nou, acea înființare a liniei de asamblare era condiționată de achiziționarea de către România a elicopterelor. Practic, francezii spuneau că dacă România va comanda un număr minim de 16, cred că era la momentul respectiv, 16 elicoptere H215M în configurația M, vor da drumul la această linie de asamblare finală și acestea vor fi asamblate final în România. Asamblat final înseamnă că vor aduce componentele elicopterului din diverse unități de producție, probabil că și de la IAR Brașov, care produce parte de câteva componente pentru H215, vor aduce componentele din întreaga Europa, să spunem, la Ghimbav, la acea facilitate, iar acolo ele vor fi asamblate final și va ieși pe elicopterul pe linia de asamblare, nimic mai mult. Acea linie de asamblare există deja de vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, cred că în 2015 pe final a fost inaugurată, așa între ghilimele, nu a produs nimic până acum, pentru că statul român nu a dat această comandă pentru elicopterele H215. Din nou, aici este un catch. Francezii au spus că este nevoie de o comandă pentru H215M, nu pentru alt tip de elicopter. Dacă vom comanda alt tip de elicopter, de exemplu, nu știu, H175,
Acestea vor fi produse în fabrica din Franța și vor fi exportate în România. Nu se pune problema să dai drumul comenzii, să dai drumul liniei de asamblare de la Brașov, dacă nu este vorba despre acel tip de elicopter și în acel număr minim de pe elicoptere. Dacă vom comanda 14 H215M, acestea nu vor fi asamblate final la Brașov, ci în altă parte și din nou exportate în România. Cam asta este memorandumul de înțelegere. Este un acord între părți, între două entități, două firme, două autorități sau mai multe, care nu obligă niciunul dintre semnatari la ceva. Nimeni, nici Romaero, nici PZL Mieleț, nici Airbus Helicopters, nici IAR Brașov nu și-au luat angajamentul contractual de a realiza ceva. Pur și simplu au făcut promisiunea că în cazul în care guvernul, Ministerul de Interne, IGSU plasează o comandă pentru produsul pe care furnizorul vrea să-l vândă, atunci România va primi ceva în schimb. Este vorba de un acord de offset, dacă vreți să o punem și așa, că putem merge spre offset pentru că este o investiție pe care furnizorul o face în industria ta națională. Dar din nou, nimic concret, nimic clar, nimic asumat contractual. Depinde de foarte multe variabile acest memorandum de înțelegere, care din punctul meu de vedere nu înseamnă nimic, este doar un prilej de a veni în fața presei, în fața opiniei publice cu această ofertă pe care tu, furnizor, PZL Mieleț sau Airbus Helicopters, o faci. Cam atât despre asta. Dacă voi aveți comentarii, întrebări, vă aștept în secțiunea de comentarii. Sunt foarte curios să văd ce spuneți, ce vreți să discutăm despre acest subiect, cum vi se pare, cum credeți că ar trebui să mergem mai departe și ce credeți că ar trebui să aleagă România în materie de elicoptere mediu grele, repet, pentru IGSU, pentru IGAV, pentru Inspectoratul General de Aviație. Este vorba despre elicoptere ce vor fi folosite la operațiuni de căutare, salvare, de transport rănit și așa mai departe. Elicopterele militare de transport și de atac sunt cu totul și cu totul alt contract. Ele intră în alt registru care este momentan pus pe pauză, nu se știe nimic de ele. Există oferte sau interes din partea a mai multor companii, inclusiv PZL Mieleț, care vrea să ne vândă Sikorsky, care vrea să ne vândă Black Hawk, inclusiv pentru forțele armate, dar acolo este o altă discuție care momentan este suspendată din lipsă de fonduri, din lipsă de interes din partea noastră, din mai multe lipsuri de diverse categorii. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canalul nostru de YouTube dacă vă place ce ascultați și dacă vă plac podcasturile noastre. Apăsați și pe clopoțel ca să fiți anunțați de YouTube în momentul în care postăm un clip nou. Urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram, pe site, intrați pe www.aviatiamagazin.com pentru că în fiecare zi avem știri noi, știri interesante, știri foarte bune din punctul meu de vedere, știri care sunt trecute prin acest filtru al analizei, care nu sunt... Pe aviatiamagazin.com nu o să găsiți niciodată comunicate pleșcăite acolo, fără o interpretare, fără a vă spune ce înseamnă exact acel lucru pe care îl transmit diferite companii. Eu am fost Marius Doroftei, redactor șef al aviatiamagazin.com. Până data viitoare vă urez numai bine!